La scurt timp după finalizarea sezonului estival 2014, agențiile de turism au ieșit pe piață cu oferte la preț redus pentru vara anului viitor. Cei care își permit să achită o parte din bani și știu exact când vor pleca în concediu la anul, își pot deja planifica vacanțele la prețuri mai mici cu 25 până la 40%. Pachetele turistice cu reduceri sunt pentru Bulgaria, Grecia și Turcia. Avansul este de 25 de euro de persoană pentru încheierea unui contract până la sfârșitul anului. Se achită diferența până la 50% până pe 15 martie, iar diferența până la 100% cu 2 săptămâni înainte de începerea sejurului. Deci persoana își poate planifica, vacanța se poate prelungi pe 8-9 luni de achitat întreaga vacanță. Cei care nu sunt siguri că vor putea pleca în vacanță în perioada pentru care și-au făcut rezervări pot încheia asigurări Storno. Pentru câteva zeci de lei, aceștia se asigură că vor primi banii înapoi în caz că nu vor mai putea pleca în perioada programată. Se încheie asigurarea Storno pentru cei care, nu știu, întâmplă un eveniment neplăcut și nu mai pot pleca în călătorie, se încheie acea asigurare în momentul încheierii contractului și se poate recupera întreaga sumă. Și costul unei asigurări cam cât este? Pornește cam de la 25-30 de lei de persoană, în funcție de cât costă pachetul. Deci un quantum calculat din valoarea pachetului. Cu cât pachetul e mai scump, cu atât asigurarea e mai scump. Deși mai este mai bine de o lună până la Crăciun, agențiile de turism au deja în oferte și pachete pentru Ziua Îndrăgostiților la Viena, cu bilet inclus la balul Johann Strauss, sau pentru Paște în Albena. Au apărut și primele oferte pentru croaziere. O vacanță de 7 nopți pe Mediterana, în regim all inclusiv, costă în jur de 750 de euro de persoană dacă se fac rezervări timpurii.